Vă salut, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Au trecut florile de pe rozmarin? Atunci înseamnă că trebuie să îl tundem. Eu personal îi ofer o tundere foarte serioasă acestui rozmarin, dar în primăvară. Vedeți că mai am un clip cu tunderea rozmarinului în toamnă. În toamnă nu recomand o tundere atât de agresivă a rozmarinului, ci mai degrabă de dare a formei. Dar în primăvară, când un rozmarin arată ca acesta, de exemplu, și o să vă explic exact și o să vă arăt de ce vreau să-l tund mult mai serios, în primăvară putem să facem lucrul acesta. Și de ce asta? Din cauza că vin ploile, temperaturile permit ca rozmarinul să își revină cât se poate de repede. Ei, de ce vreau să tund rozmarinul acesta? Este că, după cum vedeți aici, el este cumva rupt în două. Și fiind în două, aici dă peste lavanda mea coton. Și asta mă deranjează. Așa că ce urmează să fac eu, de fapt, o să îl tai pe jumătate și cealaltă jumătate va dispare și va rămâne doar aceasta. Așa că, după cum o să vă arăt și câteva prim planuri, eu mă apuc de treabă și revenim la sfârșit cu tunsul, să vedem cum arată. După cum se poate vedea, din partea aceasta rozmarinul arată foarte bine, dar cum mă apropii de el în zona asta, o să observ că aici în mijloc are o gaură. Lucru care mă nemulțumește și pe lângă faptul că are această gaură, acest rozmarin pică și peste lavanda mea coton, aceste crenguțe, așa că m-am hotărât să îl tai de la jumate încolo. Și sunt curios să vedem ce va ieși. Deci lavanda coton cu siguranță aici este turtită din cauza că nu are lumină. Dar pe mine ce mă interesează ca acest rozmarin să arate, și haideți să vedeți cum arată cel pe care l-am tuns astă toamnă. Este ca o tufă. I-am dat această formă și mi se pare că arată extraordinar. Jos este aerisit, sus este destul de des. Asta mă interesează și cam asta sunt curios să se întâmple și cu celălalt rozmarin din partea aceasta. Așa că mă voi apuca de treabă și vedem ce iasă la sfârșit. Și acum, partea cea mai grea, partea asta altă. Vedem dacă tăiem doar jumate, vedem cum arată, dar cred că o să-l tai cu totul. Îi dau drumul. Bun, cam așa arată rozmarinul acum. Știu că pentru unii poate părea un pic crunt și brutal, dar să știți că este un lucru foarte sănătos pentru rozmarin în momentul de față. Ceea ce am făcut eu, i-am tăiat aceste vârfuri, aproape jumătate. Nu am tuns de tot partea aceasta din dreapta, din cauza că mi s-a părut că se poate totuși face ceva și mă gândeam că arată totuși vizual destul de urât doar jumătate tunsă. Așa că am păstrat un pic din partea aceasta și ceea ce am făcut este sub rozmarin, am tuns crengile care veneau pe pământ. Ce mă interesează este să vină într-o formă de piramidă întoarsă. Și de ce fac asta? Din cauza că pe mine mă interesează foarte mult să circule aerul jos, sub rozmarin. Din cauza că dacă știu că circulă aerul sub rozmarin, rozmarinul fiind tot o plantă mediteraneană, nu-i place foarte mult umezeala. Îi place apa, are nevoie de apă, dar nu-i place să băltească apa și atunci eu dacă am curățat sub el tot ceea ce ar putea să țină umezeală, se va usca mult mai repede și planta va fi într-o condiție mult mai bună. Ok, cam asta am făcut astăzi. Dacă aveți întrebări, postați-le în secțiunea de comenturi. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!